Iar acum eu cred că Efrem cuvântul cel mai apropiat om în domnul Zovi. Femeie care prelungește calea și astăzi și vreau să vă spun cum domnul Bizovi m-a ajutat atunci când m-am scurs la școală, la clinițe. Femeie, maică în fiecare săptămână, treci pe drum și intră la primărie și mai îmi dă unui bolt, așa, știți, problemele satului mai ar trebui de uitat. Datorită ei, mai avem aici ce avem. Brâncuș undeva s-a exprimat că cel mai profund omagiu este viața personală, care trebuie trăit așa încât ea să împlinească aspirațiile celor care au murit. Poate n-am spus exact, dar aceasta este ideea. Socot că soțul meu a murit la datorie, fiindcă a fost în școală până în ultimul moment cât a putut să-mi da. Dar pot să spun că aspirațiile lui trăiesc și astăzi în foștii elevi pe care i-a educat, în faptele elevilor. Aș vrea să menționez, nu pot să spun totul, dar aș vrea să menționez faptele jurnaliștilor de la Zorile Bucovine, faptele primarului care conduce acest sat, faptele părintelui Vasile Nicoriuc, care astăzi, cu părere de rău, lipsește, care în biserica lui Ion Niculci face liturgie, Sfânta Liturgie în limba română. Trăiește în faptele celor mulți elevi care s-au împrăștiat în lumea întreagă și care prin viața lor, eu așa socot, că prin viața lor aduce mult bucurie, în primul rând mie, și sunt stima Boianului. Sunt foarte mulți și de aceea nu pot să-i spun pe toți. Soțul meu n-a adunat comori pământești, bogății pământești. Însă se spune că sărăcia, viața săracă, nu lui. Într-adevăr, un om cu o bogăție foarte mare. În primul rând, el, fiind cel mai mare, a fost ca un tată pentru frații lui, fiindcă tatăl lui murise la o negă. Apoi, și-a iubit el limba română între atâta și-a predat în școală cu brio. S-a exprimat foarte bine poetul Mircea Lutic în poezie de rămas bun, când a scris că cuvântul i-a profesor de elită și cuvântul i-a fost și mir și dinamită. Ce aș vrea să spun? Că drept a spus doamna Floare că a iubit foarte mult copiii. Casa noastră e aproape de grădinița de copii. Eu spun momentul acesta fiindcă azi mă gândeam și mi-am adus aminte. Și trecând pe lângă grădiniță, el totdeauna avea ceva să discute cu cei mici. Odată venind de la școală, obosit, fiindcă a fost consiliul pedagogic, a trecut pe lângă grădiniță și nu s-a oprit să vorbească. Un pici a vărât nasul în gardul grădiniței și a strigat: dar tu de ce nu grăiești cu noi? Și vă închipuiți, cu cât era de obosit, mi-a dat cărțile, eu să mă duc mai departe, el s-a întors să stie de vorbă cu copiii.
s-a reținut cam un ceas și apoi când a venit, eu întreb, ce tu discuți atât cu dânsul? Știți ce mi-a răspuns? Și asta nu minte. Ei toți sunt personalități, așa mi-a spus, sunt personalități omenești, cu nevoile și cu bucuriile lor. Au 1100 de întrebări care nu vreau să răspundă nimeni. Și ia că eu stau și discut cu dânsul. Asta arată sufletul bogat, asta arată că era un adevărat pedagog, care într-adevăr iubea nu numai copiii lui, dar toți copiii satului. El știa pe nume și moși și strămoși. Nu, eu tot sunt din Boian. Nu mă pot lăuda că eu știu așa cum el știa. Mi s-a întipărit în minte așa niște cuvinte. Iar cel vis neîmplinit, copil, așa e camera, copil suferind pentru că au murit și moșii și părinții. Și eu n-am spus exact, eu am spus numai ideea. El a adormit tot cu acest vis neîmplinit. Și visul lui a fost unire în simțiri. El a adorat Boianul, a adorat limba română, a suferit mult și cu acest vis neîmplinit a adormit. Nu, ce să spun, că a fost un om, un familist foarte bun, un pedagog excelent, un om care a trăit nu pentru dânsul, dar pentru alții. Când a murit, la mormântul lui, am citit pe o coroană, nu știu cine a scris. Omul care a trăit pentru alții. Și de aceea, urmând cele citite la Brâncuș, m-am gândit că viața mea trebuie să continue ideile care le-a avut soțul meu. În numele marii familii Bizovi. Vă mulțumesc frumos că ați venit astăzi aici să comemorați o zi de naștere neordinară, poate se poate de spus. Vă doresc ca bunul Dumnezeu să vă ocrotească, să vă dea multă sănătate, fericire și noroc și în agenda dumneavoastră să fie înscrise cât mai multe fapte cu care să se mândrească viitoarele generații. Deci, lăsăm voie din partea mea, din partea Consiliului Băian, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumim, doamnă, și multe puteri. Nu, unul mare și tânăr nu are atâta. Gata. Deci, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim dumneavoastră. Acum și prezintă un vis neîmplinit, copil al suferinței. Vă poftim acolo, da, vă rog. Dumitru!